Avem acum date noi despre prezența la vot, care se anunță un record. Unde s-au dus când au apus anii de sus ai gloriei lor? Viste vitezie, falzi mânie, dulce rămânie, asta ce-o doresc. Da, aștept acum să iau la cunoștință. Nu cunoștință, nu spun nou. De la sediul DNA, Bogdan Ocnaru vine cu detalii. Bună dimineața, Bogdan! Bună dimineața, sunt deja 20 de minute de când fostul ministru de interne, Cristian David, a ajuns aici la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Se află în acest moment în fața procurorilor și dă explicații. Da, este vorba, se pare, de un nou dosar. Vorbim, bineînțeles, tot de fapte de corupție. De asemenea, există și posibilitatea ca într-unul dintre celelalte dosare pe care Cristian David le are deschise tot de DNA să fie apărut indicii noi. Unul dintre ele, spun procurorii, este legat de o posibilă mită de 500.000 de euro pe care fostul ministru ar fi primit-o în 2008. Banii erau, spun procurorii, anticorupție pentru aranjarea de documente astfel încât un om de afaceri să intre în posesia unui teren de 15 hectare undeva lângă Buzău. Probabil că în orele următoare vom primi informații suplimentare din partea Direcției Naționale Anticorupție. Probabil se va da și un comunicat de presă. Se va spune exact dacă e vorba de un dosar nou sau de alte indicii, alte dovezi care să fie apărut în celelalte dosare pe care Cristian David le are deschise de DNA. Ați văzut foarte bine, declarații foarte multe Cristian David nu a făcut. A spus că nu știe despre ce e vorba. Cert este că, așa cum menționai, a fost adus aici cu mașina DNA-ului însoțit de polițiștii judiciari. Viste vitezie, falzi mânie, dulce rămânie, asta ce-o doresc. Am vrut să fie nu doar viu, ci mafia. Am vrut să fie o țară întreagă. Pentru o țară întreagă. Avem acum date noi despre prezența la vot, care se anunță un record.